Accidentul s-a produs marți la ora 15 și 14 minute în Fântâna Mare. În imagini se poate observa cum, în timp ce circula pe drumul național 15C dinspre Târgu Neamț, șoferul unui camion cu remorc a pierdut controlul asupra direcției de mers, a pătruns pe contrasens, a traversat drumul European 85 și s-a oprit în șanțul din partea dreaptă. Șoferul a fost rănit și a fost transportat cu ambulanța la spitalul județean Suceava pentru îngrijiri medicale. Bărbatul le-a declarat poliției că a pierdut controlul direcției după ce i s-a făcut rău la volan. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ și au fost recoltate probe de sânge. În cauza a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.